pentru Costin. Vine centrarea acestuia. Un fault în atac făcut de Norbert Janos. Lung trimite Tordai. Acolo însă câștigă duelul aerian cu ușurință Samba Benga, Norbert Janos. Ce ocazie a putut avea Norbert Janos. Neglijent pe lângă poartă. Am trecut de cele 3 minute de prelungire arătate de la margine. Și acum e fluierul de final. Duelul fostelor campioane ale României din Liga a doua. Iată-l pe Ionuț Popa, ce criză de nervi face. Cu cine are acolo de împărțit și ce? O adevărată criză de nervi, alerga mai tare ca și jucătorii săi în unele momente pe teren Ionuț Popa. Cu un jucător de-al său sau cu arbitrul, nu-mi dau seama,